Bună seara, prieten, bun găsit la Un Pont pe Zi. Avem bilanțul zilei și bilanțul e unul destul de mulțumitor, asta în ciuda faptului că au existat meciuri cu rezultate nedorite, să spunem așa, dar una peste alta totul este bine, în primul rând pentru că biletul zilei a ieșit câștigător și știu că acela este punctul de echilibru al emisiunii, cel puțin pentru cei care urmăresc strategia pe care v-am propus-o în privința acestui bilet. Altfel, una din cotele bombă la Nordejland Horsens a ieșit câștigătoare, cota de 2,65 pentru gazdele, câștigă și ambele, marchează, a fost 2-1 scor final. De asemenea, am pariat pe cornere la Viitorul Constanța cu Poli Iași, cel puțin 8 cornere, au fost 8 cornere, așadar pariul câștigător. Din păcate nu ne-a ieșit acel 1 și peste 2,5 goluri, era o cotă bună, 2,30, dar sunt convins că în minutul 10, când, sau ce minut era când cei de la Iași au rămas în 10 oameni și apoi văzând numeroasele ratări ale gazdelor, ne-am gândit cu toții că e posibil să fie un pariu câștigător. N-a fost așa. Biletul zilei așadar câștigător și o serie de alte ponturi. Cei care ne-au urmărit emisiunea de ieri probabil au câștigat ceva bănuți. Au fost și cote mai mari, 1,70, 1,84 și aproape undeva la 75% din ponturile de ieri au fost câștigătoare. Dar sperăm noi ca ceea ce urmează să fie la fel de mulțumitor, pentru că pentru mâine am pregătit iarăși un bilet cu cotă mai mare, o cotă de 5,85. Avem cote bombă, avem trecerea asta în revistă prin campionatele importante care ne-au rămas, Anglia, Italia și Franța, și de asemenea avem ceva cote pentru Eurovision, o să vedeți despre ce este vorba, dar pentru început meciul zilei, meciul weekendului, sunt convins că mulți dintre cei care ne urmăresc emisiunea vor fi mâine în fața televizorului la ora 4:15 pentru a urmări întâlnirea dintre CSM București și Ghior. Handbal feminin, așadar, meciul zilei Unibet. După ce astăzi Craiova a câștigat Cupa EHF, cred că rezultatul le dă un plus de încredere și fetelor de la CSM București. Și mai mult de atât, nu știu dacă ele au urmărit partida, însă a fost ceva foarte interesant aici, anume faptul că exact românești, așa cum ne stă nouă bine și așa cum ne-am obișnuit până la urmă, lucrurile au evoluat în trendul pe care îl cunoaștem, l-am învățat pe de rost cu toții, și anume, fetele din Craiova au luat un avans considerabil, au condus 8, poate chiar 9 goluri, dacă mi-aduc aminte bine, la un moment dat. Păreau să aibă total sub control partida, însă pe final, cât pe ce să pierdem trofeul. Doar intervenția Dumanskei, portăriței Craiovei, a fost cea care a salvat trofeul. Însă, iată, pentru prima oară, nu chiar pentru prima oară, că s-au mai întâmplat situații de genul acesta, dar extrem de rar se întâmplă ca românii să depășească un moment atât de critic precum acesta, adică prăbușirea aceea de la final. Se spune, se neacă ca țiganul la mal, dar eu zic că mai degrabă ar trebui un pic updatată pentru vremurile moderne, se neacă ca românul la mal, pentru că așa facem noi românii. Și aici mă gândesc la Simona Halep, la ce nu. Da, cel puțin handbalul are o bună tradiție, între ghilimele, bună în direcția asta. E bine, sperăm să nu fie cazul lui CSM București. Despre CSM București se spune că are o valoare superioară celorlalte echipe din Final Four, însă contează foarte mult dispoziția de moment, forma de moment și atât Cristina Neagu cât și Iulia Curea își exprimau părerea conform căreia va conta foarte mult mâine felul în care ne apărăm și, de asemenea, forma pe care o vor prinde portărițele noastre, portarii noștri. Vasile Stângă, invitat astăzi în studio la Digi, spunea același lucru, că în handbalul din momentul acesta e foarte importantă defensiva. Așadar, aici trebuie să fie atente fetele de la CSM și poate să găsim și noi ceva
pariuri interesante. Vă aduc aminte, l-avem pe Johansson. Cristina Neagu spunea săptămâna aceasta că pe Johansson e prea nou la echipă, a venit cu totul și cu totul alte idei și în aceste condiții lucrurile pot fi fie foarte diferite de ceea ce s-a întâmplat până acum și să recunoaștem că CSM a avut niște evoluții extrem de oscilante, fie să rămână, eu știu, oarecum nedumerite de lucrurile pe care încă nu le-au înțeles. Cotele partidei sunt următoarele. Gheori este evident favorită pentru că Final Four-ul se joacă la ele acasă și cota este 1.71 pentru Gheori, iar CSM-ul are o cotă de 2.65, egalul are cota 8.50. Până acum CSM a bătut-o odată pe Gheori, tot așa într-un Final Four, dacă mi-aduc bine aminte, acum două ediții, însă meciurile cu Gheori sunt extrem de complicate. Dovadă și cotele pe care le avem pe ecran, dar cei care pariază, spre exemplu, pe CSM București, nu vă recomand să pariați pe CSM București, dar cei care pariază pe această echipă, cu siguranță au o cotă bună în față. Ce ar mai fi de adăugat aici? Defensiva CSM-ului este cea mai slabă dintre toate echipele participante în Final Four. Așadar, interesant cum vor evolua lucrurile din acest punct de vedere. Noi am mai scos câteva cote și anume Gheorul să aibă cel puțin 25 de goluri marcate, o cotă de 1.70, vă spuneam, defensiva CSM-ului destul de problematică, cel puțin 49 de goluri în meci, o cotă de 1.76, deci cam pe aici e echilibru, cam Gheorul să marcheze cam vreo 25 de goluri, iar în partidă să se dea în total cam 49, deci asta ar veni un 24-25, așa cum au găsit bookmakerii echilibru pentru a oferi aceste cote. Și CSM București nu pierde, o cotă de 2.06, adică 1x cum ar veni, o cotă de 2.06, ceea ce nu acoperă foarte mult din riscul, pentru că știm la handball egalul este foarte, foarte rar, însă dacă cineva vrea să parieze pe egal, are o cotă bună, e cota 8.50, ceea ce înseamnă, spre exemplu, 10 lei pariați, n-ar face 85 de lei câștig. Nu e deloc rău nici așa. Vă spuneam că CSM-ul, dar de fapt nu doar CSM-ul, ci întreg handbalul românesc și poate chiar întreg sportul românesc, generalizând un pic, are această problemă cu necatul amal. Iar asta ne spune că finalul e de obicei imprevizibil. Însă cum stau lucrurile pe parcurs? Stau bine. Stau aici pe parcurs, suntem optimiști. Exact ca la meciurile amicale la fotbal. Noi putem să batem pe absolut oricine la un amical la fotbal, dar problema e cu meciurile oficiale. Așa și la sporturile astea de care vorbim, mijlocul stă bine, adică partea de cuprinsul, cum ar fi, da? Avem introducere, cuprins și încheiere. Cuprinsul e bine, acolo stăm ok, suntem redutabili, iar pontul este exact aici ales, exact în locul acesta, așa nume. CSM București să nu fie condusă cu mai mult de un gol la pauză, o cotă de 1.58. Ce ziceți de ideea asta? Mie mi se pare o idee foarte, foarte interesantă și cota e bună. E bună, poți să faci un bilet în jurul ei sau de ce nu o putem dubla, asta în ideea în care încercați o strategie, cu o altă variantă, spre exemplu CSM să câștige partida. Însă vă aduc aminte, CSM la Gheor nu câștigă, n-a câștigat niciodată în deplasările de la Gheor și de data asta cu vreo 10.000 de suporteri în spate va fi cel puțin la fel de greu. Rămâne să ne dovedească totuși un Final Four, ceea ce înseamnă că optica asupra evenimentului este un pic diferită. Să sperăm că așa vor sta lucrurile. Haideți să trecem mai departe. Vom rămâne tot în zona Unibet, acolo unde am selectat cotele de la Eurovision. Eurovision care are în momentul de față două mari favorite. E vorba de Neta sau Neti, cum ar veni mai corect spus pe românește, și frumușica Eleni Fureira, care reprezintă Cipru. Conform caselor de pariuri și conform Unibet, că aici găsiți la Unibet posibilitatea să pariați pe așa ceva, avem o cotă de 2.25 pentru Eleni Fureira. De partea cealaltă, să spunem așa, adversarul, Israel, reprezentat prin Neta, are o cotă de 4. Irlanda e a treia favorită cu o cotă de 9. Acum,
că vreți să vă documentați suplimentar, trebuie să luați pe YouTube, să căutați melodiile, să le vedeți exact cum sună. Ceea ce e important e că bookmakerii au avut dreptate într-o privință, și anume atât Rusia cât și România au ratat calificarea în finală. Erau cotate cu șanse destul de moderate, atât avem și celelalte cote, Franța și ea. Eu știu, merită încercat o surpriză, pentru că toată lumea e practic concentrată pe duelul dintre Eleni Fureira și Neta. Însă, cred că merită încercată, de ce nu, și o astfel de surpriză. Altfel spus, prieteni, oferta Unibet e una cât se poate de atractivă și vă invit acolo să vedeți pariul pe toate nebuniile, pe toate sporturile, pe basket, pe tenis, pe handball, iată, se poate paria, ați văzut pe Final Four-uri care cu siguranță vă atrage atenția, sunt și meciurile televizate acolo, deci aveți un câștig suplimentar și mai multe detalii găsiți pe site-ul nostru pariuri1x2.ro. Trecem mai departe, ne îndreptăm acum atenția către ultima etapă din Premier League. Sunt ceva eforturi în Premier League pentru echipele care încă mai au ceva de rezolvat. Una dintre ele este Manchester City, care trage să ajungă la 100 de puncte. Are nevoie să câștige partida din acest weekend. Dar până la Manchester City, haideți să vedem cum arată ultimul meci al lui Arsene Wenger la Arsenal. Arsene Wenger și băieții lui se deplasează la Huddersfield. Huddersfield, vă aduc aminte, au reușit un egal absolut miraculos, nescontat, pe terenul lui Chelsea în precedenta etapă, 1-1. Ei trebuiau să plece după meci, însă au preferat să anuleze biletele pe care le achiziționaseră și să plece cu autocarul. De ce? Pentru că în autocar au sărbătorit, au gustat ceva, s-au distrat, mă rog, vă dați seama că noaptea aia, după ce s-au salvat de la retrogradare, era foarte greu să se odihnească. De partea cealaltă, Arsenal are și ea o chichiță în meciul ăsta, și anume exact ceea ce vă spuneam, Arsene Wenger se desparte de Arsenal. Mâine va fi o zi în care lucrurile vor fi ciudate, vor fi altfel pentru această echipă, însă ceea ce am învățat până acum despre Arsenal este faptul că e o echipă surprinzătoare, o echipă în meciurile căreia se marchează multe goluri, și tocmai de aceea avem un pariu foarte simplu aici, puteți să vă faceți un bilet și să încercați acest pariu, gol în ambele reprize, o cotă de 1.48. Am găsit o cotă de 1.48, o să mai găsim și altele pe parcursul emisiunii și în felul ăsta se creionează un bilet. Newcastle joacă cu Chelsea, o primește pe Chelsea pe teren propriu, și echipa lui Rafa Benitez, din momentul în care a știut că s-a salvat de la retrogradare, că se va salva de la retrogradare, a început să trateze lucrurile extrem de neserios. Ultimele patru etape, tot atâtea înfrângeri. Chelsea nu este nici ea o specialistă a deplasărilor și e la două puncte de Liverpool. Probabil mai speră așa un pic într-un colțișor. Liverpool are meci destul de ușor acasă cu Brighton. Două puncte are Chelsea în momentul ăsta în spatele lui Liverpool. Probabil o să vedem goluri aici. Ambele marchează în stilul clasic pe care l-am văzut. Apărarea lui Chelsea dezordonată în deplasări. 1-90, o cotă bună. Southampton, vă spuneam, o primește pe Manchester City. Manchester City are nevoie de victorie pentru a deveni prima echipă din istoria Premier League care atinge 100 de puncte într-un sezon. Nu s-a mai întâmplat până acum, iar City, iată, are această ocazie, dar e ultima etapă și condiția obligatorie este să câștige la Southampton. Probabil o va face. Southampton e un pic fericită în momentul de față, pentru că practic s-a salvat de la retrogradare. Oarecum e în situația lui Juventus față de Napoli în Italia, adică are 3 puncte, are un golaveraj net superior față de Swansea, are 9 goluri mai multe, iar doar un dezastru aici, așadar Southampton nu își permite să piardă la scor, pentru că o înfrângere la scor cu Manchester City, spre exemplu un 7-0, și o victorie a lui Swansea pe teren propriu ar fi problematică. Da, eu nu cred că se va întâmpla niciunul din aceste lucruri, dar ceva goluri vor fi. 3 plus, o cotă de 1.52. Swansea, de care vă spuneam, o primește pe Stoke, pe teren propriu. Nu sunt două echipe care să facă spectacol. Probabil Swansea va câștiga, cred, 1-0, 2-0, dar mai mult de atât mă îndoiesc. Practic, cu un 2-0 se vor ruga
ca cei de la Southampton să fie umiliți de Manchester City. Însă ceea ce e interesant aici este faptul că Manchester City se pare că va trimite în teren o echipă cu multe rezerve, cu multe... Guardiola va da șansa unor tineri jucători sau jucători care au evoluat mai puțin să intre și ei mâine pe teren. În aceste condiții nu e tocmai ușor, dar cred că felul în care am ales aceste pariuri este unul logic și just. Până la urmă sperăm să ne aducă succes. Tottenham o primește pe Leicester pe teren propriu și aici ne gândim la ceva goluri, nici foarte multe, nici foarte puține, poate un 2-1, ceva de genul ăsta. 2-4 goluri în meci, cred că ar acoperi destul de bine plaja la care ne gândim. Vă aduc aminte, Leicester în ultima etapă a bătut-o pe Arsenal, dar vă spuneam, Arsenal în deplasare nu e chiar o echipă greu de învins, în vreme ce Tottenham a reușit să se impună cu 1-0 în fața lui Newcastle, care nu mai bătuse pe nimeni, vă spuneam, de 3 runde, s-au făcut 4. Bun, și cam acestea sunt punturile. Așteptăm cu nerăbdare ultima etapă de Premier League, pentru că ne vom lua adio nu doar de la campionat, ci și de la Arsene Wenger, lucru pe care, dacă ne-ați urmărit, știți că eu îl așteptam, plecarea lui Arsene Wenger o așteptam de ceva ani. Mergem mai departe, dar înainte de a trece la subiectul următor, vă invit și pe pagina de Facebook, prieteni, acolo unde comentariile noastre sunt extrem de importante. Ați văzut în emisiunile anterioare, o să mai discutăm noi când o să avem mai mult timp, dar